Începând de luni, copiii care învață la liceul cu program sportiv din Roman vor beneficia de programul pilot denumit Masă Caldă pentru Elevi. Programul pilot intitulat Masă Caldă pentru Elevi, implementat de guvernul Cioloș, ar fi trebuit să se deruleze deja din luna februarie a anului curent. Potrivit proiectului inițial, acesta va funcționa în câteva școli din zone geografice și medii sociale diferite, tocmai pentru a se depista în ce măsură se poate eficientiza acest program. Din județul Neamț, liceul cu program sportiv a fost ales pentru a beneficia de masa caldă pentru elevi. Luni 8 mai, proiectul va fi pus în practică la Roman. Suntem beneficiarii unui proiect pilot. Suntem printre cele 50 de unități școlare din țară, suntem singura din județul Neamț beneficiare ai acestui program. Din păcate, așa cum a spus, el este derulat destul de târziu, deși metodologia și normele de aplicare au apărut prin octombrie. Legea a fost propriu-zisă la sfârșitul lui ianuarie, 27 ianuarie, publicată în monitorul oficial pe 2 februarie, dar din cauza faptului că bugetul a fost prins în primărie foarte târziu, de-abia acum putem să le implementăm. Este vorba de o masă caldă de care vor beneficia toți elevii liceului nostru, 924 de elevi, atât la structura B, școala Roman Mușat, cât și la corpul A. Este vorba de o sumă de 7 lei cu tot cu TVA pentru fiecare copil. Rămân 6,40 lei, am înțeles. Noi avem cantină la corpul A, la corpul B vom da acest ajutor alimentar sub formă de catering, la corpul A încercăm în limita posibilă să facem atât masă caldă pentru gimnaziu, pentru cei 180 de elevi de la gimnaziu, cât iar pentru elevii de liceu, datorită faptului că nu avem posibilitatea să facem masă caldă, vom da catering. Instituția de învățământ Romașcană are deja încheiat un parteneriat cu o firmă de catering care le va asigura masa caldă elevilor. Am încheiat un parteneriat cu o firmă din oraș cu care colaborăm mai de mult. Știți că la structura B avem after school-ul și continuăm colaborarea cu aceeași firmă. Noi ne dorim ca acest program pilot să continue și în anul școlar viitor. Mă rog, acum, așa cum spune și numele, a fost pilot, să vedem cum se poate implementa și de la anul, dacă, mă rog, s-ar putea să beneficiem în continuare. Celor 924 de elevi de la liceul cu program sportiv din Roman li se vor aloca 6.468 de lei lunar pentru o masă caldă. Programul se va derula până la finele anului școlar 2016-2017, fiind început atât de târziu din cauza aprobării tardive a bugetului.